10 minute, în ziua de 15 iulie, o să dăm startul. Până atunci... Thank you.
importante momente. Scumpi medicamenteni, scumpi fetenii, scumpi colegi de școală, scumpi mii profesori. Vă dați seama că emoțiile mele sunt foarte mari, pentru că nu m-am așteptat să am o poziție atât de importantă și atât de însemnată. Cum se spune că mi-ești multe doamne, sunt căile tale, eu nu știu dacă merit această sală, eu nu știu dacă merit atâta dragoste, dar dacă Domnul a hotărât să fie așa, atunci să fie așa, pentru că vă iubesc și eu și cred că ceea ce am transmis în univers atâta timp, e timpul să primești, primesc cu bucurie. A fost așa o glumă, a fost pur și simplu o provocare. Temi că mă zgălesc și eu ca toată lumea, pe pereți, pe sobe, pe nisip, pe tot absolut. Dar am avut norocul, cred că am avut norocul. Ca o persoană necunoscută, un om cu suflet mare, care nu-l cunosc și sper totuși într-o bună zi să-l cunosc și să-l îmbrățișez ca pe un tată, ca pe un frate, deci un frate român, Alexandru Mihailă, editorul care mi-a dat impulsul ca să scriu această carte și astăzi l-am, deci nu l-am în sală pe domnul Mihailă din unele probleme, dar probleme sănătate. Dar l-am pe domnul Andrei Moroșanu, deci prietenul lui domnului Alexandru Mihailă și cred că până la urmă să-mi spună câteva cuvinte, măcar să-mi descrie cât de puțin ca să înțeleg că este așa cum mi l-am închipuit eu. S-a început totul dintr-o glumă, pur și simplu făceam unele scrieri și eu ca toată lumea, deci din ceea ce simțeam de parte de casă, din nostalgie pe care o aveam, și Domnul m-a încurajat pur și simplu, adică să pun pe hârtie ceea ce scriam pe rețelele sociale. Și clar că m-am rugat să-mi dea acel har ca să nu pun toată mizeria pe hârtie, pentru că de mizerie este din lume. Dar m-am rugat, Doamne, dacă trebuie să scriu ceva, atunci ajută-mă să scot din interiorul meu tot ce e mai frumos și să transmit pământenilor mei acea frumusață care este ascunsă de ani de zile. Pentru că nu știu cum să primești că informațiile negative foarte repede să răspândesc. În schimb, informațiile frumoase, pentru care noi, deci informațiile de suflet, de care noi ar trebui să ne legăm, sunt ascunse, sunt în umbră. Nu le avem, au dispărut. Unde? Nu știu. Și iată așa am avut, deci chiar vă spun un secret. Ori de câte ori încercam să apărea o amintire dureroasă, o amintire negativă, o amintire care îmi provoca dureri, într-un moment se zicea calculator și pierdeam informația. Atunci, bine, așa e, înseamnă că trebuie să fie așa. Deci nu trebuie să fie pusă pe hârtie. Îndată cum, după câteva lacrimi de purificare, că așa le numeam lacrimi de purificare, îmi vineau atâtea gânduri frumoase, până la urmă, deja, când am ajuns să scriu ultimele 12 pagini, îmi pare că nu mai am ce scrie. Dar atâta caș, atâtea gânduri și idei frumoase mi-au venit, că nu mă puteam opri. Cred că o să fie deja în a doua carte. Pentru cei ce mă cunosc, cred că nu o să-mi permită să mint, pentru cei ce nu mă cunosc, dar parcă în parte deja mă cunoaște toată lumea de sunt rețelele sociale, vin din Zâmbrei, dintr-un sat unde lumea zâmbește. Și eu zâmbesc mereu. De câte ori într-un sat la mine, eu zâmbesc. Și mă stăc să zâmbesc până când ies din sat. Ajung în Chișinău, eu sunt în Zâmbrei. Chiar că așa ne numeau cândva, că noi suntem de la Zâmbrei, deci trebuie să zâmbim. Pentru că zâmbetul vine de acolo. Vine în perioada când alergau copiii desculți prin rouă, când se saluta, fiecare persoană era o rușine dacă nu saluta pe cineva, când oamenii se ajutau unul pe altul. Dacă cineva era bolnav, se stăruia fiecare între și lipsa lui să-l ajute. Dacă era o mormântare, toți se adunau mână de la mână și adică susțineau rudele. Dacă era o nuntă, mai țineți minte ce corii se făceau cândva. Cu talafurile noastre, cu sârpurile noastre, cu florile noastre, cu cântece de suflet, până la 7-8 dimineața, și în 2-3 zile se mai cântată la mese mari, vă aduceți aminte? Au dispărut puțin toate aceste tradiții
și eu mai împiu în fața celor persoane care se mai țin de tradiții în condițiile în care trăim. Pentru că suntem într-o perioadă de mari schimbări, când cam fiecare trăim în legea junglei. Adică cine poate, poate să roage, cine nu. Și eu mă bucur că mai sunt oameni, deci mai sunt moldoveni, mai sunt basarabeni, mai sunt români, care se stăruie să scoată totuși la lumină acele raze care au fost ascunse, care sunt ascunse de tenebre. Clar că se văd acești copii, eu care am lucrat 6 ani la grădiniță, am fost educatoare și am iubit foarte mult copii. Ieșeam cu dâns și la plimbare și eram să asculte cum vorbesc peticelile de iarbă, să-mi descrie cum vorbesc copacii, să-mi spun cum vorbesc păsările și eu fac și asta. Dacă cineva mă urmărește pe observă că eu până și în ziua de astăzi ascult păsărele. Eu dacă m-am sculat dimineața și n-am auzit să scurt păsărele, înseamnă că ziua a fost pierdută. Dacă eu nu aud cum poșnește iarba, înseamnă că ziua nu a avut un scop. Dacă eu nu aud cum vorbesc frunzele între ele, eu pur și simplu astăzi nu m-am trăit. Și iată cum, în acest moment, eu sunt aici. Sunt cu voi, suntem toți împreună. Eu nu știu cum o să decurgă, dar dacă Domnul ne-a adunat toți împreună, înseamnă că are un program pentru noi, înseamnă că are un scop. Și eu mă închin înaintea dumneavoastră, către o zi de lucru ați lăsat tot ce ați venit. Vă mulțumesc, vă sunt recunoscătoare, vă iubesc foarte mult. Și prin Domnul Moroșanu, deci să-i transmitem și Domnului Mihaile, editurii Media Papirus, Domnului Cornel Paiu, care a făcut prefața la carte, să-i transmitem cele mai sincere salutări și să-i spunem că totuși mai există oameni de treabă, că totuși mai există omenie, că totuși mai există bunătate. Și dacă ea este, să o descoperim. Vă mulțumesc din suflet! Mai bine fac o plimbare în mijlocul naturii, ascult cum cântă păsările.
aparține 50. Bravo. Deci noi putem să intermediul și altor prieteni, chiar să spun de tipul
calea eliberarea Lui, e calea limitării de Lui, fiți cei ce sunteți. Eu sunt eu însumi, așa cum a dat Dumnezeu. Și fii tare, pentru că dacă Dumnezeu vrea să ne facă toți totuna, vă dați seama, nu ne dea să fie o culoare, ori mie, ori altă roșie. Dar așa suntem pescuiți, suntem atât de frumoși, ne complexăm unul pe altul. Unul știe a scrie poezie, altul știe a scrie biografia, un roman, altul știe să mătuiască sufletele oamenilor, altul știe atât de bine sprășească. Adică fiecare ce îi place. Așa ne-am învățat la școală. Fiecare meserie este frumoasă, dar este placaleață. Să fim noi înșine. Să fim noi înșine, să fim așa talentați, cu har, cum ne-a dat Dumnezeu. Eu cred că mai bine de jumătate din cei prezenți aici au scris sau au încercat sau acum, deci mai nou pe Facebook, toată lumea asta face schimbă mesaje și își antrenează scrisul. Dar dacă nu avem norocul să ne întretaie calea, un suflet care să ne mâne așa frumos de urmă și să ne pună la treabă, da? să ne motiveze sau să ne oblige într-un fel, să adunăm toate gândurile astea înțelepte într-un mănunchi de carte, atunci noi rămânem fiecare așa cu bucățica lui de talent împrăștiat. Norocul Ludmilei a fost că pe cutițele virtuale, care se numește orașul Facebook, deci i-a ieșit un prieten de-a meu, așa, Mihailă. Așa, așa, deci au început, au găsit tangențe, au început să converseze și să-și dea replici pe locuri mai bucurătoare, pe locuri așa mai îngăduitoare și mai dulci, dar până la urmă, iată, această frumoasă întâlnire a rezultat în aceste minunate detalii de veșnicie. Cum este acest domn? Cum este acest, eu știu, înger trimis în calea Ludmilei, așa a zis ea, așa, cum este de a reușit să facă așa lucru frumos? O să ne spuneți chiar dumneavoastră, cel care îl cunoașteți și care ați mușcat dintr-o felie de voi. Da, bineînțeles. Ce se treacă pe asta? Fericită ocazie de a-l cunoaște pe Dumnezeu, acest îngrijitor și plăzmuitor al relației doamnei Ludmila cu Sfântul. El a fost corespondent de război de 92 aici, în Transnistria, la un mare cotidian bucureștean, Vremea, cineva știe. De urmă a fost corespondent de război la Belgrad, când bombardau americanii Iugoslavia și au dispersat. Deci, de ce spun asta? Pentru că eu cred că el are toată certitudinea de a cunoaște viața, de a cunoaște existența omului. Și dacă a descoperit-o pe doamna Ludmila și a îndemnat-o să facă această probă literară, deci înseamnă că eu n-am certificat cu mare recunosc franc, dar cred că așa ca aspect poligrafic și estetic, e foarte frumoasă, cred că e ca autoarea. Da, și mă gândesc să-l sugerez domnului Mihailă, să-l provoace cu doamna Ludmila să facă de acum un roman. Asta e lucrarea, am înțeles, autobiografică, nu? Cam așa. Deci o viziune asupra vieții, al dumneavoastră. Deci, dar încercați să facem un roman de dragoste. Deci, orice roman bun, știți că în orice roman bun povestește de dragoste și ce? Și peripeții. Sau, cum spunea, un fiu. Orice roman bun e despre dragoste și moarte. Asta e viața. Deci, o să comunic domnului Mihailă să vă provoace la acest pas, spre acest pas. Poate că, într-adevăr, reușiți să faci să... Și noi să susținem. Deci, să trebuie mai mult să merg la București și o să trec pe Roman și o să contactez cu domnul Mihailă, să prelatez de zicere în lucrat, cred că și cum ne-o să spun. Și vă doresc succes în creația în curând. Mulțumesc! Am niște băieți care
ne adunăm un pic, nu nocii mici, noi avem și mai mărișori. Piatră liniștată, drum bătut de om, inima mă doare și nu pot să dorm. De-ai mii de acasă, de unde m-am născut, de unde Sfinte Doamne, dorm adunut. De-ai mii de acasă, de unde m-am născut, frate, tu și soră, mai veniți pe acasă. Nu uitați de țara, de unde v-ați născut. Maica vă așteaptă, lacrima îi curge. Nu cu de la poartă, crengele își plânge. Iată nemișcată, drum bătut de om, inima mă doare și nu pot să dorm. De-ai mii de acasă, de unde m-am născut, de unde Sfinte Doamne, dorm m-a durut. Acum îi feresc să vii cu niște detalii, cu niște secrete, cum s-a lucrat, cum, la care capitol din carte ți-a fost mai ușor, care s-a scris așa curgând, la care ți-a fost mai greu și, în general, de ce cu o primă experiență, ce ți s-a dat mai greu? Interesantă întrebare. Și totuși este interesant când nimic nu se programează. Voi ați văzut că eu am scris pe Facebook, adică unicele persoane care eu le-am invitat, că am socotit, adică trebuie să mă apuc personal, au fost scumpii mei învățători, care m-au ajutat să fac primele compuneri, primele versuri, și ca tare această carte este închinată și acelor persoane, acelor învățători, care noi le spunem mama, dar astăzi nu mai sunt, se călătorește care la cimitir. Din păcate, de prea multe lume și prea mulți învățători și prea mulți prieteni. Dar asta este viața. Nu putem să spunem că viața este numai bine. Ea este și bine și rău. Adică, așa a avut, nu știu cine a avut. Dar la fiecare este. Vedeți că unul poate fi bine la început și că nu poate fi rău. La altul invers poate fi rău la început și poate fi bine pe urmă. Probabil că așa trebuie să fie. Trebuie să fie un echilibru între bine și rău. Păi cum am pronosticat eu, o să faceți romanul despre dragoste și moarte. Asta. Da, nu este moartea atât de strașnică, este strașnică atunci când tu te miști, se miște corpul, dar sufletul e mort. Cred că asta este cea mai mare, este moarte adevărată. Dar moartea care e, moartea de este, eu am avut bunica mea care ea nu se temea de moarte. Deci, ea a fost o femeie puternică și ea ne spunea că, de exemplu, pe mine m-a scolat dimineața de vreme, ne duceam în câmp, pentru că spunea că dimineața de vreme, numai atunci poți sta la vorbă cu Dumnezeu, dar peste zi îl întâlnești cu cel rău. Pentru că nu erau biserici înainte la noi în sat, nu era credință. Așa am crescut noi în perioada, eram toți ateiști și nu credeam în nimic.
Așa îmi spuneau că am venit de la mai mulți. Mă rog. M-ați întrebat când mi-a fost mai greu. Deci, s-a primit cartea, am început să scriu atunci când deja hotărâsem să o rup complet cu trecutul. Am rupt tot manuscrisul, l-am aruncat și am scris, gata, de astăzi eu încep a trăi cu ziua de azi. Sper ca să mă mai gândesc la amintirile din trecut. Dar s-a primit, fac o programare. În tocmai în acel moment îmi scrie mesaj doamna Adriana Prodan și îmi spune că este bucuroasă de succesele mele. Sunt mai bine întâmplător. Din altă parte, doamna Vasilii, Mina Vasilii, deci mă încurajează ca să scriu. În același moment primesc mesaj de la fiică-mea. Mămică, de ce nu încep să scrie o carte? Și clar că domnul Mică, el îmi spune, doamnă, talentul e dumneavoastră, vreți, scrieți, nu vreți, măcar într-o față. Eu v-am propus să faceți o carte. Și atunci, neavând nimic sub mână, deoarece toate scrierile și manuscrisele erau deja aruncate, am hotărât să încep a scrie cartea, dar să încep de unde? De la schimbare. Adică, eu în copilărie am fost un lider, am fost optimist, eram curioasă, îmi plăcea să învăț tot, citeam din scoarță, tot ce îmi cădea sub mână, dar schimbarea cea mai mare când mi-am tăiat aripile a fost când mama a decedat în 82. Deci, când eu am terminat școala și trebuia să merg pe calea, pe drumul vieții, să am și eu, deci, o viață mult mai frumoasă după cum am învățat în școală, adică mă așteptă să o putem, mă așteaptă în viitor luminos, dar o tragedie mi-a rupt aripile. Și atunci am avut 35 de ani de sacrificii, dar iată, anume cei momente când trebuia să descriu momentul de când s-a început schimbarea în viața mea, schimbarea nu înspre mine, deci, dar schimbarea spre greutăți, am plâns 3 zile și nu am reușit să scriu. Deci a fost atât de tragic ca să-mi amintesc acele triste amintiri când mă cuprindeam corpul mamei și atât de rece și atât de nemișcat. Și eu, un copil care, deci la 17 ani și 6 din urma mea, care mă întrebau, mai ales micuța de 4 ani, mă întreba, dar de ce mama nu vorbește? Dar de ce mama nu dă de mâncare? Dar de ce când era mama la noi, toată lumea cânta, dar acum toți plâng? Și iată aceste întrebări mai discuteau, pentru că nu știam cum să răspund, nu știam cum să fac și eram... Deci eram responsabilă și conștientă de faptul că nu am când plânge, nu am când spa la pământ, deci eu trebuie numai să acționez. Eu am niște copii care trebuie să-i cresc, trebuie să-i pun în cale, trebuie să-i ajut să facă viitor. Astăzi toți s-au aranjat, nu sunt cu mine pentru că nici nu am insistat, deci doi sunt în Turcia, doi sunt în Italia, două sunt rămas una într-o parte din Moldova, altă în altă parte din Moldova. Oricum ei sunt cu mine, oricum îi am în sufletul meu, oricând o să iau în sufletul meu, pentru că sunt copiii mei, de când am dat mama, deci sunt copiii mei. Chiar și dacă poate nu am reușit să le dau dragostea de mamă. Mai departe, după ce am plâns 3 zile și m-am eliberat de durerea asta, am spus totuși în amintirea mamei, eu cartea asta trebuie să o scriu, pentru că dacă cea mai bună amintire pentru cei care nu sunt, să faci cei ce le place lor. Și fie că ea a avut să mă bate om în viață, am hotărât totuși să depășesc și acest obstacol, această piedică. Mai departe a fost ușor. Pentru că eu prin viață am trecut așa cu ironie, cu critică, cu autocritică, cu glume, cu tot îmi spuneam că eu nu am când să mă plâng. Deci eu trebuie să acționez. Cred că succesul meu a fost la mine prin asta că nu am spat multă teorie. La mine era mai mult dorința plus acțiune. Dorința plus acțiune este ca cu rezultat. Dar a fost un moment, am ajuns la... ne-am înțeles să facem o carte de 100 de pagini. Am ajuns la 88. Pagina 88, mai departe nu pot scrie. Deci sunt toată zboală, nu am nimic, nu mai am gândă, nu mai am nimic. Tot cu viața mea. Și atunci îi scriu domnului Micael, dar dumnealui a avut grijă, dar spune carte, deci lansarea cărții, că de grad va fi o lansare de carte la editura Papirus Media, pe tale de veșnicie. Toată cartea era scris abia pe jumătate. Și probabil că aici a fost o piedică, pentru că eu m-am blocat, un blocaj a fost. M-am gândit, dar dacă eu nu reușesc să scriu cartea? Și cum am gândit că dacă nu reușesc să scriu cartea, m-am și blocat. Și atunci îi scriu domnul Micael, la urmă ori nu-i cunoaște. Cine știe dacă nu mai pierdă, dar și spun, domnule, ascultați-mă chiar. Toți nebunii cred că pot scrie o carte astăzi. Am crezut și eu, dacă nu
Nu mi s-a primit, așa și-am zis, nu mi s-a primit. Și aici, școala românului, tata îmi spune, dragă tati, 4 clase de la român, îți mai ceva ca 10 la moldoveni. Nu mai explic ce ne-am făcut. În primul rând, nu se scrie, nu mi s-a primit. Egal că reușești. Care vă spuneți că ați văzut că toate greșelile, deci erau corectate tot în public. Și eu, bine că nu mi-a aparținut spărarea, dar unul care este corectat în public, adică poate să dai repede înapoi. Dar eu am luat-o ca provocare. Mi-a făcut o spălătură cu unul, o săpunială bună în ziua aceea și îmi spune atât. Bine, terminăm aici. Dar cu mine, dragă Doamnă, să lucrezi nemțește, să nu te pâlpâi. Și atunci, a venit un moment când a spus că scriu de dragoste, ca tare fiecare bărbat care apare în viața mea, tare repede taie coala și fuge. Încă n-am înțeles care-i cauza. Și atunci am reușit să mai fac cu unul, stai coala și fugă. Dar în același moment în mine încep a scrie, deci îmi vine inspirația. Numai, și în cap eu să găsesc de ce este acest moment. Numai ce un prieten bun de-al meu, pe care eu îl respect foarte mult, mi-a spus că cu el să vorbesc nemțește, să nu mă bâlbe. Cum mai va să vorbesc nemțește dacă de 15 ani sunt în Italia, cred că alături pe lângă română, pe lângă moldoveniască, pe lângă rusă, pe lângă italiană, nu cunoaștem nicio limbă la perfecție. Și dacă eram în Germania, probabil că luam toate de prin la ei, probabil că lucram nemțește. Dar dacă lucrez în Italia, unde îi stau la telefon și vorbesc toată ziua, numai discuții sterile. Prin lucre, am luat și eu discuții sterile la italieni. Și de aici s-a primit că nu am scris 12 pagini, dar am scris deja mai mult. Am ajuns la 100, deci în loc de 100 am ajuns la 150. La care domnul Mihail îmi spune, dar vezi că le-am scris așa repede. Oprește, gata, oprește, pierd citere, ai scris cartea. Cum am scris cartea? Stai, că eu mai am încă de scris. Nu, gata, ai scris cartea, oprește, deja celălalt îți ții pentru a doua carte. Cel mai greu a fost, îmi spune, te odihnești, acum te odihnești, oprești, nu știu ce viteză ai, nu te cunosc, dar mai frapat pentru că în 2 săptămâni scriu carte. E o dovadă care, adică pentru mine era normal să scriu carte în 2 săptămâni. Mi-a nu spune că nu-i posibil. Dar cel mai greu a fost când mi-a trimis cartea și îmi spune, acum după ce te-ai odihnit, cred că te-ai odihnit, fii bună și nu aștepta să-ți facă muncă altcineva. Fă-ți munca până la capăt și corectează-ți erorile. Nu vă implicați. Așa, am fost pormuit pe ambele obraj. Mi-a fost atât de rușin, pentru că am găsit atâtea greșeli stupide. Adică care știu cum să scriu, dar greșeli care putem să nu le fac. Și iată, am avut o săptămână pentru ca să-mi corectez greșelile. Deci este mult mai ușor să arunci cuvintele decât pe urmă să ți le corectez. Și aici am pus un scop, adică eu nu sunt una care gândește și vorbește. Eu vorbesc repede, vedeți că și acum vorbesc repede. Dar mi-am pus scop pe viitor să lucrez asupra mea, înainte de a spune ceva, să mă gândesc. Nu știu dacă o să reușesc. Dar mă voi străduie. Oh.
permanent zâmbește, dacă ați observat. Având o viață foarte grea, foarte complicată, totuși pentru o respect foarte mult, că a știut cum să iasă din orice situație și este un exemplu pentru toate generațiile și pentru toate vârstele. Eu îi mulțumesc pentru cartea, eu special m-am vrut să răspuiesc, să fie o surpriză pentru mine astăzi și să fie o zi marcantă. 15 iulie. Ora 15? 15 iulie, da. Special am vrut să, dar nici n-am atins, vă spun sincer, văzând prima postare, copierta și tot urmărind toate postele. Dar vreau să ne menționez încă un lucru. Pentru ce e o zi importantă și pentru mine? Pentru că în afară de persoanele care le cunosc personal și prietenii, dumneavoastră astăzi mi-a oferit așa o ocazie de a cunoaște și prietenii de pe rețele de socializare. Dacă ați observat, eu m-am oprit, m-am apropiat. Doamna Marina, o singură dată ne-am întâlnit. Doamna Tatiana, o cunosc numai după rețele, dar atât mă sunteți de aproape, am așezat pe rețele. Doamna Svetlana, la fel, și multe persoane, doamna Adă, sunt foarte multe persoane în sală, care, datorită dumneavoastră, le-am văzut pe viu astăzi și vă îmbrățișez cu drag și vă doresc dumneavoastră o viață liniștită, armonie în toate, echilibru sufletesc, în casă mereu să aveți, să aveți pace, să aveți mâine pe masă, înțelegere și pentru prag permanent să vă aștepte o persoană dragă, dar nu numai una, dar toate care vă sunt dragi. Un pantof care să pășești sigur în toate
florile sunt aici în picturile, câteva secvențe de picturi. Așa că succes, curaj, insistență și să dea Dumnezeu pe toate visele care să se primească. Și o altă colegă, nu știu dacă nu o spune. Rodica deci la noi era învățătoare de mică și da, toți copiii deci ne jucăm de medici, de învățători, dar Rodica niciodată nu a acceptat să fie eleva mea. Niciodată. Deci trebuie eu să fiu eleva ei, dar ea să fie învățătoare. Să vorbesc, mai scrie Iuda două cărți. Da,
mică, vaca de acolo. Eu vin de o cunosc de mică, dar vreau să spun că mi-am făcut întotdeauna întâlniri cu oameni cineva. Fiind în Crimea, am fost întâlniri o afișă, unde se întâlnea Vasilizuc Popădreanu cu, nu știu cum, și când am auzit cu Moldovan, fiind acolo o lună, eram și el spune să vedeți ce rușine am pățit. Învățând-o un pic de liticitate, să merg față pe îndrău, am găsit un afiș, îți primește acolo ceva despre factorie, nu știu, nu știu la concurs, și ala, nu știam nimic. Și iată așa, o spoxit de-o cât de interesant, a trecut eu concursul și m-a invitat la un film. Și s-a filmat într-un film, unde Cotovski, într-un bordei și el acolo și când l-a luat la armată, vede filmul și-a luat pe afiș și spune la unul, un prieten de voi, spui, știi, eu un film ăsta m-a filmat. Știu unde pe nume eu a ajuns la urechea capitanul celor ce mai era în lor, că ea ca în filmul ăsta și a organizat tot, nu grupa așa de la toată roata, tot armata, o stradă de armată, s-a dus la cinema cu care. Și toți au întrebat, unde să vedem aici, că se vezi când nu-i Cotovski în Bordei. Și când nu-i prea Cotovski în Bordei, dar dânsul o suie pe scară, se bată o țână și s-a fost numai cu la pădure. Și vreau să vă zic, când vinem acum la Iuda, spun noi, nu vârfuri la pantofi, să vedem. Dar o să vedem trecutul satului, copiii noștri, 73 ani, lucrez la școală, trecutul copiilor noștri și o să ne mântri sufletul dacă acolo este bine. Și așa, într-adevăr, așa este. Eu, perioada din copilul mult, v-ar spun, primul obiect care l-am predat, primul obiect care l-am predat a fost pregătire sanitară, cum vă spun ca și eu cum eram proprie. Am participat la Uvânt și în fața școlii când a fost, iată, toate trei colegi, le-am văzut. Una era Rodica, fiica, Zauciu, șeful de studiu. Udiera, fiica profesoară, Lud, fiica unui amic pentru principiu. Dar era atâta încredere în frânsa. Mai târziu am participat și la claca acasă, zânsii care nu departe de noi, am construit-o. Am participat și la multe când Marca și Rodica au rămas. Și știu la ce au ajuns. Dar din suflet, îți doresc să mă atac. Să duci ceea ce ai, te duci bine. Și nu numai pentru satul nostru. Tu ai scris toată viața satului și ai să scrii. Dar despre noi să știi nu numai România și Moldova și Italia. O planetă a auzit la satului. Să mă atac. Dar Zâmbieti s-a lăsat o tradiție. Acum 2600 de ani nu exista Zâmbieti. Acolo s-au întâlnit date Zâmbieti cu toate care au trimis acolo. Anume, după cum scrie Herodot, anume la Zâmbieti a fost un sat cu tradiții. Satul provine de la cuvântul Zâmbieti. Acolo sunt oameni acolo, se mai fotoliesc. Deci am să arăt eu pentru un critic care a cântat copilașii, care acum am început eu să iei. Studiesc. Scuzați că e de-a venit la început, primii pași, și eu îi doresc pe iunii, nu numai o carte, dar mai multe cărți să scrie. Și scrie mereu oaspea la muzeul satului Zâmbieti, care l-am organizat eu. De aceea, la felicitarea mea, eu mai adaug, dacă se vă va scăzăta timpul, trebuie să spun cum credeți, să ascultați cei ce scrie o fiștiță foarte simpatică, Cătărina a scris o critică și numește Frutura. Hai să-i vedem niște, nu mai să scrie frumos, să muncească frumos. Dați!
în jurul nostru s-a dermat, la momentul potrivit ne ies în cale sufletul sau omul care ne ajută să reclădim bucată cu bucată tot ce s-a sfârmat. Ne ajută să vedem altfel răsăritul zilei și să spunem din tot plinul pieptului bună dimineața! Bună dimineața, domnul Valentin Dolganiuc, cel care este mentorul, prietenul, întâlnătorul, fratele, tata, orice, deci cel care a ajutat-o să vadă altfel și să simtă altfel. Eu cred că l-ați venit, domnul Valentin. Sincer, nu am văzut. Eu vreau să fac un armistiț cu cei care au spus că am furat un slogan bună dimineața. Asta nu e cert. Este o licență, deci pe care noi deja am privatizat-o, așa că trebuie să veniți la noi ca să vă cereți drept, să o folosiți. Când mă telefonează la ora 7, la 7 dimineața de la radio, vă rog un comentariu ce se mai întâmplă, zic bună dimineața. Dar noi suntem la emisiunea bună dimineața, zic nu, eu spun bună dimineața. Eu sunt un consumator de carte românească deja de mai mult de 5 decenii. Nu, nu, să nu credeți că m-am luat gura pe dinainte, eu cred că aici sunt puține persoane care pot ține număr pe degete, care au ținut în mână o revistă fenomenală pentru copii românească, Arici Cogonici. Eu cred că puțin care a dăinuit în spațiul ăsta din Basarabia cam până în 1965-68, mai mult nu a fost admisă. Și cred că și mai puține persoane femei sunt aici care au ținut în mână o revistă pentru femei fenomenală, care în fiecare sat se regăsea în cel puțin jumate din numărul de case care era astăzi de gospodine, care se numea Seteanca. Dacă vă amintiți de asemenea reviste pentru copii și pentru femei fenomenale, de ce și am zis că sunt un consumator de carte românească și fiecare carte și nu numai românească, pe care am citit-o parcursul anilor, mi-a rămas în memorie, ca și dumneavoastră, de altfel, prin ceva. Unele mi-au rămas ca frumusețea cuvântului, altele ca frumusețea versului, altele m-au impresionat, deci, prin sefelul de acolo, care, prin contradicțiile, prin spiritul combativ, prin corectitudinea eroilor acestei cărți, care doamnă Ludmila impresionează și va rămâne în memoria mea, prin sinceritatea ei. M-am gândit mult de ce pe tale de veșnicie. Eu cred că este un titlu inventat de către femeie, din care aș fi spus pe tale de trandafir. Și, vreau să vă amintesc de ce pe tale de trandafir, fiindcă există o legendă foarte frumoasă, trandafirii nu au arătat așa cum astăzi arată ei, trandafirii nu au avut spini. Și la etapa inițială toți îi calcau în picioare. Și s-au dus la Dumnezeu și au întrebat, ce se face să nu ne mai calce în picioare? Și atunci au spus, Dumnezeu le-a spus, dă voi ne rămați-vă cu spini, luați-le spini. Și acum au crescut acești spini pe trandafiri și astăzi nu mai calcă nimeni în picioare. Viața este un trandafir. Și în această viață, fiecare vede ce își dorește. Unii văd doar spinii vieții, alții văd petalele. De aceea eu cred că sunt petale de trandafir și eu aș zice așa, deci nu petale de veșnicie, dar petale de trandafir. Să fie bine cu acest nou început, dar vreau să menționez aici mai multe doamne, domnișoare, dar să menționez bărbații ceea ce s-a întâmplat cu mine personal. Doamna Ludmila are ceva, sigur, 100% necesar pentru un succes absolut în viață, de care majoritatea, 90%, nu posed, nu folosesc. Nu este vorba de obrăznicie, nu este vorba de șmecherie, nu este vorba de șeretenie. Acel ceva se numește îndrăzneală, care prosită 50% din orice succes și doamna Dumnezeu, totdeauna a avut această îndrăzneală. Felicitări pentru acest lucru. Îndrăzneala, deci că bate și se va deschide, doar acest recetul găsim și întreabă și se va răspunde, cere și se va da. Nu, cred că nu sunt mulți, cred că 3-4 dintr-o sută s-ar fi urcat în avion să vină la Chișinău să vadă vedea cu cei cu această companie de aici din Austria. Nu vreau să fac publicitate, cineva să mă suspecteze, toate nu se vede la televiziune. Dar nu e făcut acest lucru, dar să vă spun ce s-a întâmplat cu mine. Deja din 2007, la fiecare două luni zile, noi avem seminare în Italia. Da? Deja eu și unii din colegii mei, dar eu personal, la fiecare două luni zile sunt în Italia. Și așa mi-am amintit eu de o povestioare, zice că Dumnezeu a făcut cerul și s-a odihnit. Dumnezeu a făcut pământul și s-a odihnit. Dumnezeu l-a făcut pe Adam și s-a odihnit. Dumnezeu a făcut-o pe Eva și nu s-a odihnit nici Dumnezeu și nici Adam.
Cam așa am învățat și el, deci cu această relație frumoasă noastră, deci ne aflage cu Italia, dar și nu numai cu Italia. Vreau să, vă fericit, deci, pentru îndrăzneala, pentru perseverența, pentru tenacitate, pentru tot. Și să mulțumesc lui Dumnezeu că și dumneavoastră, că ne-ați adunat încă o dată aici, să ne mai vedem o dată la față, cu cei care nu ne-au văzut de mult. Am spus. Succes! Mult succes! Probabil că fizicul meu, deci nu mai rezista la toate greutățile și la toate stresurile. Și spune că atunci când îți pare că este sfârșitul, în realitate, deci Dumnezeu te duce în braț. Probabil că așa e și la mine. Domnul Valentin Cristin m-a ajutat ca să schimb gândurile negative și pesimiste care în ultimii ani deja își făcuse cuib în capul meu, să le schimb în gânduri pozitive. Ce aici fac și eu acum. La petale de veșnicii, domnul Valentin așa și este, pentru că aceste gânduri, dacă o să citiți cartea, aceste gânduri, fiind de când s-a creat lumea, pur și simplu noi nu conștientizăm acest fapt și vor rămâne din generație în generație. Credeți-mă, dumneavoastră știind că o să trăiți 335 de ani, asigurați-vă că o să citiți și atunci cartea aceasta. Bravo! Deci, nerăbdător, un vlăstar al familiei Sandu, hai să-i zicem, până la moment este opera, cred că cea mai desăvârșită, marca Ludmila Sandu. Nu că petalele nu ar mai așteaptă și alte, deocamdată, eu sunt sigur că toți prietenii familiei care cunosc acest flăcău, această speranță a familiei o să-mi dea de dreptate, pentru că este un copil nu înțelept, nu după vârstă, este un copil citit, este un copil școlit, este un copil foarte, foarte bun și poate fi un model pentru mulți dintre noi, pentru că el deja de mult are propriile economii, de mult își plătește propria asigurare. Mai avem noi aici o problemă dacă avea el să deschidă, dar eu nu o să îndrăznesc. Este, deci, mândria familiei, cel care își iubește, ne-a spus mama și care o să ne spună ce te-a învățat pe tine mama, ce înseamnă pentru tine mama, ce înseamnă această cărțulie, cât de greu sau de ușor ți-a fost atunci când mama a lucrat la această carte. Ai mâncat, ai văzut ciorbiță caldă. Ține. Mai aproape. Așa, cartea asta, dacă o știți, mulți de voi de-am citit-o și am văzut că, când o citești, plângi din multe lucruri care au fost grele pentru mama mea. Și mult de alte ori râzi. Că poate lucruri și frumoase. Și cartea asta mi-a plăcut foarte mult. M-am stat două săptămâni. Am mâncat nu tot timpul. Dar și cu poate. Eu, pentru mine, mama înseamnă fericire. Eu m-a dus pe lume. Eu m-a dus pe lume și tot timpul eu am văzut-o că se ridie. Că tot timpul cu un zâmbet frumos. Față. Și să, cum puteți să zâmbeți în fotografii, de timpul mama zâmbește. Nu e nici o fotografie unde mama nu zâmbește. Am și aici am niște fotografii. Le-ai făcut tu? Nu, doamne, nu. Bine, zi, noi le vedem în spate. Și dacă eu n-am pregătit un discurs, l-am pregătit pentru să mă duc în televiziune. Trei zile întregi și până la urmă n-am spus nimic. Și, dar mă vrut să nu să pregătesc un discurs, dar să ne vite din suflet. Dacă pentru mine mi-a neplăcut, dacă mie pe adevărat mi-a plăcut cartea asta, trebuie să ne vite din suflet. Nu spun eu lucruri neadevărate. Mama niciodată nu a spus minciuni. O crescut
las în chestia financiară de aici în Moldova. Reușit să mă adică să mă aranjez cu cumva și când am reușit să mă aranjez lucram ca traducătoare de ultimii 4 ani într-un lucram și oși vază, dar și ca traducătoare, adică deja când lumea trăia numai din salariu, avem 2-3 salarii, adică am reușit cumva. Dar nu este zi fără noapte și nu este noapte fără zi. Am început să mă simt rău, nu pot mișca picioarele, m-am adresat la medic, îmi spun un control minuțios, deci îmi spune că am vincit cardiac dobândit, clar că din cauza stresurilor și din cauza vieții care am avut-o, din cauza schiului de alimentație, adică mai multe la un loc. Și un profesor mi-a spus că, Doamne, fără operații, deci nu să scăpați, cu vincit cardiac mulți mor de la naștere, dar dacă le-ai dobândit, deci mai mult de 4 ani, nu o să trăiești. Vă dați seama de ce am început să gândesc, pentru fiecare zi o trăiesc la ultima zi. Când la 4 ani, deci, văd eu, sunt întâmplă ceva cu corpul meu, mă duc de pe la urmă, spre că eu frica asta, deci mă duc la medic, analiză, pe la urmă, spuneam, deci te rog, să vedem noi și aici acolo, e că de 5 luni deja avea, deja bătea vinișor, mă rog, și după a doua, deci după a doua parte mi-au spus că eu copii nu o să mai am. 13 ani diferență, că nici cu calcul n-am visat să mai am copii, toate copiii meu cel mai mare a fost să mai am un băiat. Și vă dați seama, era și bucurie, era și tristețe, pentru că dacă mi-au spus că nu mai am de trăit mai mult de 4 ani, deci eu aduc pe lume un copil care lasă, adică, care știe ce va fi mai bun. Și iată aici a început lupta între două persoane, deci una slabă și una puternică. Și mama mea spunea, e mult mai ușor să mori, încearcă și trăiești. Și iată, acest sfatul meu de copilărie, de la Dumnezeu, este un dar, deci mai există totuși miracole. Ați văzut că toate încercările sau toți bolovanii care i-au ieșit în mine, în care vin să confirme încă și încă o dată în plus că este un caracter puternic, care a luat viața în piept, nu a lăsat aripile în jos, a știut să facă față și a știut să-și facă până la urmă din fiecare zi o sărbătoare. Felicitări, Rubina! Deci este foarte frumos când avem prieteni în viața noastră, prieteni adevărați, pe care îi putem trezi la mers de noapte, pe umărul cărora putem să plângem și pe unul cu care putem să râdim. Este foarte important, mai ales când, eu știu, ești singură într-o lume urâtă sau într-o lume ciudată sau într-o lume plină de răutăți și de invidii, atunci te gândești mai des la mama, te gândești și plângi în noapte de una singură pentru că ai zeci de întrebări fără răspunsuri și ești singură. Sigură că numai ea te-ar fi alinat și numai ea te-ar fi dat răspunsurile. De asta este foarte important ca la anumite cotituri, când întâlnim în care noastră niște oameni deosebit, să-i putem descoperi, să-i putem observa, să-i putem aprecia și să știți că oamenii apar și ies din viața noastră deloc întâmplător. Deci toți vin cu un scop, fie pentru o lecție, fie pentru a ne schimba destinul. Un suflet ales, de o rară frumusețe, o cumințenie și o cumțecărinie aparte, este cel al Adei Ganza, care în timp i-a devenit și mamă, și nașă, și prietene bună. Doamna Ganza, apropiați-vă, vă rog, împreună cu soțul, împreună cu tata și cu nașul. Dragii noștri spectatori, scădeți în față omul cu litere mare. Se spune proverbul sau zicătoarea cum este ca fi domn cu întâmplare, a fi om e lucru mare. Știți că în fața noastră avem un om cu litere mare. Nu cunosc pe mulți ani. Să zicem așa, 6 ani undeva, așa, în 2008. Da, 6 ani de zile. De când ne-am văzut prima dată, să știți că parcă ne-am văzut și ne cunoaștem de o viață. Ea este dintr-o familie cu 7 copii, soțul este dintr-o familie cu 7 copii, eu sunt a 11-a la părinți, sunt de pe mamă cu
lumânare alătură, ea întinde și o aprinde. Am mari emoții și vreau să-i spun, Fina, înainte, când mi-ai vine, înapoi, amintirile numai să ne aducă. Să scrie pe hârtie toate amintirile frumoase și chiar acele care n-au fost frumoase, suntem dintr-o sămânță care așa ne-au semănat în anii aceia. N-aveam dreptul să vorbim, să scrim, dar astăzi se poate. Și mama, cred că de acolo, din cer, se bucură de tine. Și eu am, nu spoietesă, dar am scris și eu o poezie despre mama. E cam tristă. Dar pentru cei care aveți mame, prețuiți-le. Dar pentru cei care nu este, ascultați-o. Așa am văzut-o eu pe mama. Îmbătrânește mama, se face tot mai mică și mai mică, parcă ar fi o păsărică.